După 2 ani de pauză, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași a organizat cea de-a 17-a ediție a evenimentului Congressis. În cadrul acestuia, studenții împreună cu echipajele de salvare din cadrul ISU Iași au stimulat un accident cu 10 victime și cu explozia unei cisterne încărcate cu substanțe toxice. Acest exercițiu de simulare a fost dedicat atât studenților cât și medicilor rezidenți pentru a înțelege măsurile care trebuie luate în cazul unui astfel de eveniment real. Medicii rezidenți și studenții Universității de Medicină din Iași s-au întâlnit astăzi în cadrul unui eveniment Congressis pentru simularea unei operațiuni de salvare în cazul unui accident grav. Astfel, alături de pompieri și voluntarii SMURT, studenții și-au luat rolul de victime și salvatori în serios, creând astfel senzația unui accident real. Un exercițiu cu victime multiple, accident rutier cu contaminare, cu explozia unei cisterne care conține o substanță chimică, intervenție a Inspectoratului pentru Situații de Urgență cu noua mașină de protecție CBRN, deci chimic, radiologic, nuclear, biologic, cu cortul de contaminare. Sunt 10 victime în autovehicule. Ei trebuie preluați, decontaminați, mai departe echipa medicală compusă din medicii titulari, medicii rezidenți și studenții voluntari de la SMURT Iași intervin alături de pompieri pentru salvarea, trierea, tratamentul și apoi evacuarea către spitale a victimelor. Astfel de acțiuni au mai avut loc și în anii trecuți, anul acesta fiind al 5-lea an în care pompierii ieșeni au fost alături de studenții de la medicină. Este o tradiție pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași să răspundă pozitiv la apelul Ligii Studenților de la UMF în organizarea și desfășurarea unui exercițiu pe diferite tipuri de situații de urgență. Astăzi a fost simulat un accident cu victime multiple în care a fost implicate și substanțe periculoase. Am vrut să ne pregătim la o astfel de intervenție împreună cu studenții de la Facultatea de Medicină și consider că activitatea și-a atins scopul dorit. Pentru ediția de anul acesta, organizatorii și-au propus ca, pe lângă sesiunile științifice, să ofere participanților și o ședere plăcută în capitala Moldovei.